Capitolul 97. Jocul de a profeția. Dar vom câștiga, îi repetam lui Gigi. Și i-am arătat un joc al meu cu profeție, conceput pe 3 ianuarie, în timpul unui extaz, care a devenit un articol în revista Maicilor, niciodată citit de nimeni. Era prea perfect acel joc pentru a fi luat în serios. Nici atunci, nici astăzi nu pot explica cum am ajuns la anumite concluzii printr-un calcul aritmetic ultra-elementar pe unele date biblice. Deci, după mine, a fost o revelație. Așa le-am avut de mai multe ori în viață. Direct din cer. Vreți să vi le spun, Sanctitate? Face parte din rugăciunile și inspirațiile mele secrete, pe care le împărtășesc acum cu plăcere. Transcriu. 15 ianuarie 77. Dacă lumea antică înaintea lui Noe, în care vârsta maximă a omului era de 969 de ani, cea lui Matusalem, a fost distrusă în 40 de zile de potop, noua lume după Noe, în care vârsta umană maximă a fost stabilită de Dumnezeu la 120 de ani, va fi distrusă de foc în 4,953 zile, adică 4 zile și 22 de ore. Regula de 3 simplă. Dacă lumea creștină, care ar fi meritat cel puțin premiul vârstei umane matusalemice de 969 de ani, cel mai grav păcat al creștinismului, Inchiziția, a durat 611 ani și am calculat-o de la 1178 până în 1789, în lumea post-creștină a noastră, o lume a renegaților și a celor slabi, care merită reducerea străveche a celor 120 de ani ai erei umane, comunismul, adică cel mai mare păcat al epocii noastre, ar dura 75,66, adică 75 de ani și aproape 8 luni. Adică de la 7 noiembrie 1917 până în iulie 1993, când comunismul va fi doar o amintire oribilă și atât. La sfârșitul acestei inspirații am simțit o bucurie neobișnuită, probabil cerească, plus siguranța că nu voi muri înainte de a mă bucura pe deplin de acest miracol. Căci căderea comunismului însemna libertatea mea de a mă întoarce la Bistrița, să-mi recuperez casa strămoșească în România și mormintele celor dragi, să-mi recuperez normalitatea. Desigur, Sanctitate, tot acest raționament și aplicarea datelor biblice și istorice în acest fel mi se par absurde și pentru mine. Dar acum că știm totul, că am trăit împreună fabulosul 1989, este clar că numerele mele au funcționat. Faptul m-a liniștit pentru ceva timp, dar nu suficient, necrezând nimeni că monstruozitatea comunistă va cădea în timpul vieții noastre, cum știm. Sigur, o să mă întrebați că ce legătură are calculul acesta cu hirotonia dumitale? Probabil că n-are nicio legătură, dar certitudinea ei mi-a dat o grozavă poftă de viață și curajul să înfrunt drăcovenia de mașinărie formalistă care ne ucidea, ajutându-mă să inventez toate scenariile posibile. Bineînțeles că vă vine să râdeți de mine. Veți spune că tot acest mod de a fi profet face parte din trusa mea ortodoxă, pentru care meritam o profesiune de credință catolică în plus, semnată în vicariat. Maicile scriu, 14 ianuarie, astăzi, spre marea noastră bucurie, Padre Paul a venit la prânz cu monseniorul Aloisie Tăut. 17 ianuarie, Părintele Garbolino a venit la prânz pentru a vorbi cu Lino și Giorgio. Erau toți curioși și uimiți de aventura noastră și nu știau secretele. 31 ianuarie, la ora 20:15, odată cu maica, au sosit și domnul Sețdegăn cu secretara sa.
cu ce plăcere ne-am povestit, completându-ne întâlnirea cu el la el acasă, la Basel, în toamna trecută. Întâi februarie 77, maica a mers la onoratul Scalfaro cu domnul Setstegen. 3 februarie, excelența sa, monseniorul Francisco Franzi, a venit la cină pentru a se întâlni cu domnul Setz. Noi doi am fost acolo. 4 februarie, Setstegen a plecat cu secretara. 5 februarie, prima sâmbătă, la liturghie la Pater Urbani, cofondatorul comunității Profidelitate, maica a conferențiat despre primele sâmbete. Apoi mergem în Via Cernaia pentru o liturghie și pentru a predica despre Armata Blu. Deci, asta era, cum să spun, consolarea noastră, că făceam apostolat cu ele în cadrul suferinței noastre. Hai să vă mai povestesc un capitol interesant, 54. Madame Paraschivescu. În mijlocul atâtor confuzii, între dezamăgire și luptă, între rugăciuni și dor cumplit, îmi mai lipsea cunoștința doamnei Paraschivescu, care locuia într-un apartament confortabil din Via Vittorio Emanuele, în centrul Romei. Citind un afiș agățat pe un zid, printre gunoaiele afișelor comuniste și radicale, văd acest nume ultra-românesc al unei cocoane care conducea o societate, scria acolo, foarte importantă și puternică, a noului Ierusalim, al cărui scop era unirea bisericilor, pacea între popoare și victoria lui Iisus Hristos. Întâlnirea în cenaclu pe 19 ianuarie la numărul X, intrarea Y, etaj XY. Gigi nu refuza în acea vreme să mă însoțească în cele mai ciudate locuri. Așa că am sunat, am bătut și ne-am pomenit în fața unei doamne în vârstă, poate de 70 de ani, cu fața slabă, dar simpatică și cochetă. S-a bucurat să vadă doi români care la acea vreme se numărau pe degete. Așa că a început conversația cu noi, prezentarea programului său, idealurile societății sale, de parcă ar fi continuat o poveste veche și fără a da impresia de neîncredere față de noi. Doar câteva zile mai târziu am fost informați că președinta în cauză era o protejată directă a episcopului Vasile Cristea, care îi plătea și chiria pentru acel mare apartament din inima Romei. Nimic de zis, dar Madame Paraschivescu era o ex-ortodoxă din sud, din vechiul regat. Pe scurt, era cam ca noi. În plus, teoriile ei erau foarte critice față de catolici, în special cei moderni, Paul al VI-lea, Conciliu și Misa Nouă incluse. Numai că noi doi eram stigmatizați, demonizați, eliminați, în timp ce ea era protejată. Iar această dublă măsură găsită în toate situațiile ne-a enervat și dezamăgit peste măsură, mai ales pe mine. Totuși ea nu avea săraca nicio vină. Marea ei societate era ea și o bătrână poloneză, nu lipsită de farmec, o tipă între Caterina Kowalska și Maria Walewska. Era Contesa Karska, o studentă eternă la Gregoriană, pentru a se ține la curent, zicea ea, cu cele mai recente excentricități din lume și biserică. Și avea dreptate. Numai la Gregoriană le găseai, științific și metodic predate, o zic fără ironie. O prezență inevitabilă și, prin urmare, ultrameritorie, printre puținii participanți la demonstrațiile anticomuniste. Madame Paraschivescu ne încuraja pe cât putea, dar în toate discursurile ei, ca și în discursurile monseniorului sau ale părintelui Cadaru, exista un suflu de resemnare, dor, tristețe. Era izolată, era bolnavă, era bătrână, era româncă. Aproape că nu se mișca din casă. Dar era informată despre tot. Știa și înțelegea mai mult decât toți exilații care trăiau la Roma luați împreună. Asta sunt sigur. Madame Paraschivescu a deschis ușa cu certitudine familiară. Așa cum am spus, nu avea coșmarul aspeților nedoriți.
Chiar atunci scosese tava de pe foc și peștele era deja pregătit. Peștele prăjit sau fiert de pe masă făcea parte din ritualul casei și al societății noului Ierusalim. De câteva ore am fost oaspeții ei și până la moartea sa a participat cu un anumit interes la toate inițiativele exilului, privindu-ne mereu cu simpatie, ceea ce stârnea furia subtil deghizată a prelaților români, nu a monseniorului Aloizie Tăutu, care avea suficiente ironii binevoitoare la adresa ei. Ne aviza însă, oh, fiți atenți că nu se știe de când are peștele. Hai să trec la capitolul 99, căruia i-am pus acest nume, Aș. Care hirotonire, ne trebuie un examen. Să ne întoarcem însă la acel nevoios, anevoios, nihil obstat, pe care îl așteptam de la vicariatul de la Lateran. Nu unul verbal, căci verba volant, ci unul scris, dacă tot ne pusesem ambiția să fim hirotoniți chiar în capitala universului. După ce fusese depusă și mărturisirea noastră de credință, semnată chiar pe formularul oficial al Lateranului, nu mai puteau exista probleme. Între timp, eu fremătam, pentru că hirotonia era programată pentru data de 24 ianuarie. Toată compania noastră era pregătită pentru asta. Bucuria prietenilor și a binefăcătorilor, a prelaților, a călugăriților și a admiratorilor era grozavă. Lipsea doar nihil obstat al vicariatului. Dar pe 23 dimineața, putea să fie altfel, pe 23 dimineața, deci cu o zi înainte, cu același zâmbet foarte plin de grație, purtătorul de cuvânt al cardinalului l-a informat pe trimisul părintelui Paolo despre noua descoperire. Vicariatul nu are obiecții față de hirotonirea băieților, dar întrucât cei doi seminariști vor fi hirotoniți în oraș, regula impune ca aceștia să fie promovați la examenul de calificare preoțească la vicariat. Și ne-au dat și numele examinatorului, monsignor Pierluigi Berti, asistent de studiu și grefier în biroul Sfintelor Hirotoniri. Ei bine, eram prea tânăr și rezistent ca să mă tem de un atac de cord. Dar această nouă poveste m-a umplut de consternare. Îmi veți spune că nu aveam dreptate. Berti era prieten cu monsignorul Aloizie. În plus, examenele n-au fost niciodată problemă pentru noi. Marele Tăutu ne-a confirmat. Oh, cu pregătirea voastră vor rămâne fără cuvinte. Da, dar era întârzierea care mă deranja până la lacrimi, sâcâiala, amânarea nesfârșită, găsindu-te mereu în fața unei alte capcane, mereu o nouă pârleală, teama de a pierde trenul, teama unor surprize neplăcute ieșite din senin. Nici ai noștri nu erau liniștiți. Situația se putea agrava. Prelații și birocrații dădeau impresia că nu cunoșteau legile și regulile și că le descopereau din cauza noastră și mereu în ultimul moment, când să zici hop, scoteau noi reguli, precum magul Bartolini iepurii din pălărie. Dar cei doi băieți nu fac parte din dioceza de Roma, a îndrăznit monseniorul. Așa este, dar profratribus de care aparțin, ad titulum, se află la Roma, a observat cineva. Asta era. Uitând complet că formularea ad titulum profratribus fusese deja respinsă și acum eram ad titulum diocesis, deranjând din nou Augsburgul, dar iată că de data asta hop țineam de profratribus. Iar acesta aparținea diocezei Romei. Deci, acceptase. Iar Roma acceptase mărturisirea noastră de credință. E, nu! Cum vedem, în ultimul moment, monseniorii și-au dat seama că nu era suficientă. Era nevoie de o examinare teologică, liturgică, canonică, pe scurt, totul de la capăt, căci savanții de la Pontificium și de la Universitas nu contau deloc. Acum, privind în urmă,
Știm că a fost doar o diversiune neplăcută acest examen. Nu la fel de cumplită ca biciuirea lui Isus, dar la fel de inutilă pentru cauză.